Goana după bani a ajuns la cote maxime. O întâmplare parcă reieșită din filmele de groază a avut loc în localitatea Pătulele. Doi tineri au fost reținuți de către autoritățile din Vânju Mare după ce ar fi dezgropat mormântul unei femei doar pentru o bijuterie. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Întâmplare de groază în județul Mehedinți. Doi tineri, ambii de 18 ani, din localitatea Pătulele au profanat în urmă cu câteva luni un mormânt. Femeia a fost dezgropată pentru o bijuterie de aur, dar și pentru suma de 50 de lei. Detaliile sunt sinistre. Cei doi au rupt brațul femeii pentru a putea lua cu ușurință inelul de pe mâna acesteia. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fur calificat și profanare de morminte, persoanele în cauză fiind reținute pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar instanța de judecată a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub stricta coordonare a procurorului de caz. Polițiștii secției Vânju Mare s-au sesizat din oficiu la data de 2 decembrie. Pe data de 4 decembrie, aceștia au percheziționat locuința celor doi tineri implicați. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de lângă judecătoria Vânju Mare.